Cum ar fi un spațiu digital în care roboții software și oamenii lucrează împreună? Sau cum ar fi ca angajații umani să se concentreze doar pe comunicare și luarea deciziilor? Cum ar fi automatizarea instantă și scalabilă la îndemâna oricui? Sau transformarea digitală sub forma unui abonament lunar? Dar mai mult, cum ar fi un angajat care rămâne mereu în companie și face inovația posibilă din prima zi? Nu trebuie să ne mai întrebăm cum ar fi. În următorii 5 ani, toate afacerile din România vor folosi cel puțin o soluție de automatizare. Primul angajat digital este deja în prezent. Noi avem puterea să decidem viitorul cu el. Timpul dumneavoastră contează. Descoperiți angajatul digital acum. Bun, cred că putem începe. Salutări! Mă bucur să ne vedem azi într-un nou webinar organizat de Encorsa. Numele meu este Bianca și voi fi astăzi gazda voastră pe parcursul acestui eveniment în calitate de Digital Marketing Manager al companiei Encorsa. În primul rând, mă bucur să văd printre participanți și nume a unor persoane care au fost și în alte evenimente organizate de noi. Vă salut pe această cale și mă bucur să vă revăd. După cum ați văzut în mesajul, reclama sau poate e-mailul care v-a determinat să participați în webinarul de astăzi, vom discuta în special despre angajatul digital și rolul acestuia în îmbunătățirea experienței digitale a clienților. Vom începe prin a discuta despre importanța creierii unei experiențe digitale pozitive a clienților, obiectivele companiilor de utilități și rolul angajatului digital în procesul de digitalizare. Înainte de a continua, vreau să fac o paranteză și să menționez faptul că, într-adevăr, acest webinar se axează pe industria utilităților, însă informațiile sunt la fel de utile și pentru companii din alte industrii, precum industria financiară sau e-commerce sau sectorul guvernamental sau public, întrucât focusul este pe îmbunătățirea experienței clienților în mediul digital. Închei paranteza aici și o să continui desfășurătorul. După ce eu vă voi face introducerea în Customer Experience, colega mea vă va vorbi despre rolul și funcționalitățile celor trei tehnologii ce alcătuiesc angajatul digital în Corsa, și anume robotul software RPA, platforma low-code de business process management și tehnologia conversațională Druid, care reprezintă astăzi și tehnologia vedetă. Vom vedea la final și câteva testimoniale. După ce Roxana o să ne facă cunoștință cu angajatul digital, Răzvan ne va prezenta un demo format din două părți. În primul, vom vedea cum un client nou reușește să încheie un contract online cu ajutorul un contract online de furnizare energie și gaze cu ajutorul angajatului digital. Ulterior, în al doilea scenariu, vom vedea cum un client existent al aceeași companii reușește să soluționeze o reclamație online în timp real cu ajutorul angajatului uman și al angajatului digital. Vom încheia cu niște concluzii și vom răspunde la întrebări. Întrebări pe care vreau să vă reamintesc că le puteți pune pe parcursul întregului webinar și noi vom răspunde la ele la final. Bun. Așa, în primul rând, trebuie să știm că, indiferent de locația de pe glob sau de industrie, clienții își schimbă comportamentul și se așteaptă la interacțiuni mai bune, mai rapide, mai directe cu brandurile. Companiile de utilități, de exemplu, abia acum încep să exploreze aceste posibilități vaste ale digitalizării. Poate înainte focusul era mai mult pe digitalizarea și eficientizarea fluxurilor interne de lucru. Însă acum atenția s-a mutat și către digitalizarea acestor fluxuri, poate considerate înainte nice to have, care s-au demonstrat că aduc foarte multiple beneficii.
implementarea unui angajat digital care să creeze o punte de comunicare cu clienții reprezintă un pas important pentru companiile prezente în mediul online, întrucât acesta reușește să creeze relații semnificative și mai puternice cu clienții. Angajatul digital poate ajuta industria energetică să își consolideze bazele actuale de clienți și să atragă noi clienți, reducând în același timp și costurile și crescând implicit și veniturile. Potrivit unui studiu, PwC, o experiență excelentă a clienților se reduce la 4 trăsături esențiale, și anume viteză, comoditate, consecvență și cunoștințe. Mai mult de două treimi dintre companii, conform unui sondaj Gartner, consideră că experiența clienților este următorul câmp de luptă competitiv. Digitalizarea este un mod prin care companiile ajung mai aproape de clienții lor. Asta este cert. Companiile din industriile dinamice, orientate către clienți, știu de mult că produsele de bună calitate nu mai sunt suficiente, chiar dacă răspund poate exact nevoilor clienților și a pieței. Majoritatea clienților spun că experiențele pe care le oferă companiile în relaționarea cu aceștia sunt la fel de importante precum produsele și serviciile sale și tocmai de aceea principalele obiective urmărite de companii în acest an sunt creșterea satisfacției clientului, eficientizarea productivității, diminuarea costurilor, creșterea veniturilor și implicit a profitabilității, precum și îmbunătățirea calității produselor și a serviciilor. În momentul actual, companiile simt din ce în ce mai mult presiunea nevoii îmbunătățirea experienței clienților săi, în special atragerea unor noi clienți într-un context de concurență ridicată pe piață. De aceea, inspirați fiind de interacțiunile lor cu alte industrii digitalizate, consumatorii își doresc servicii mai receptive de la companiile lor de utilități, mai ales în contextul din ultima perioadă, din ultimii ani, în care restricțiile fizice și preocupările legate de sănătate au accelerat trecerea la interacțiuni digitale. Era necesar ca și companiile de utilități să găsească noi modalități de a se conforma noi normalități de relaționare cu clienții. Cam asta am vrut eu să spun în câteva cuvinte despre importanța satisfacției nevoilor clienților și voi plasa în continuare cuvântul colegei mele, Roxana, care ne va introduce în lumea angajatului digital. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Bianca. Bună ziua tuturor! După cum a menționat mai devreme colega mea, numele meu este Roxana, sunt Customer Onboarding Officer în cadrul companiei Encorsa și împreună cu colegii mei oferim suport companiilor în procesul acesta de transformare digitală. Acum, pentru companiile care doresc să adopte rapid automatizarea proceselor ca și soluție pentru adaptarea la schimbările și incertitudinile din mediul de business, Encorsa oferă un spațiu digital în care oamenii și roboții pot conlucra în deplină armonie. Cum am menționat de mai multe ori și în trecut, există mai multe modalități de a automatiza procesele de business dintr-o companie și poți să o faci prin roboții software RPA, care dau click în diverse aplicații și cu ajutorul lor automatizezi task-urile acelea repetitive și consumatoare de timp. Poți să configurezi orice flux de lucru printr-o platformă de business process management sau poți să ai asistenți digitali sub forma unor tehnologii conversaționale, precum chatbot-ii, cu care ne-am familiarizat din ce în ce mai mult în ultima perioadă.
Ceea ce ne diferențiază de celelalte companii este că noi am pus toate cele trei tehnologii împreună și le-am dat denumirea de angajat digital. Tehnologia RPA reprezintă brațele angajatului digital, chatbotul reprezintă capacitatea de a comunica în limbaj natural, sau zicem noi gura angajatului digital, iar platforma BPM este sistemul nervos ce coordonează oamenii și roboții pentru realizarea sarcinilor de lucru și l-am denumit noi creierul angajatului digital. Acum să vedem de ce merită să pui un robot să lucreze la procesele repetitive, tip, nu știu, elaborare de documente contractuale, emitere de oferte, actualizare de date client sau oricare altele care sunt foarte consumatoare de timp. Și putem observa că angajatul digital nu obosește niciodată, este mult mai rapid decât operatorul uman. Da, dacă unele task-uri pentru oameni durează mai mult timp, un angajatul digital o poate rezolva în 2-3 minute, în câteva secunde. Nu are nevoie de concediu, nu se îmbolnăvește, nu pleacă de la tine din firmă, îți rămâne loial și are și costuri mai mici decât un angajat uman. Dacă privim acum angajatul digital, poate avea niveluri diverse de expertiză și de abilități specifice pentru derularea activităților din diverse departamente din cadrul companiilor. Și acum, cum am putea noi să degrevăm departamentul de relații cu clienții sau pe cel de contact center? Și cred că cel mai bine pentru a răspunde la această întrebare este să ne uităm la ce capabilități are angajatul digital și ce poate face el efectiv. Și, de exemplu, dacă prin răspunsurile rapide și precise pe care le oferă clienților, fără intervenție umană, 24 de ore din 7, angajatul digital efectiv îmbunătățește experiența clienților și te ajută să câștigi pe toate nivelurile. Pentru clienții existenți, angajatul digital oferă posibilitatea fie de a-și gestiona contul, fie de a contracta noi servicii sau noi produse. Și în această situație, chatbotul va confirma datele de identificare existente împreună cu utilizatorul și apoi va afișa opțiunile de servicii sau oferte pentru finalizarea contractării cât mai rapid, într-un timp foarte scurt, fără să fie nevoie deplasarea la sucursale sau la unitățile teritoriale. Angajatul digital te ajută să automatizezi colectarea datelor, a ofertelor de produse și să generezi documente pentru noi contracte. Și astfel, o interfață conversațională găzduită pe platforma web a companiei de utilități permite potențialilor clienți să cerceteze portofoliul complet de servicii și să le aleagă pe cel mai potrivit nevoii sale. Angajatul digital, totodată, este capabil să ofere interfețe simple inclusiv angajaților și managerilor companiei. Angajatul digital permite managerilor și angajaților din diverse departamente, precum marketing, vânzări, relații cu clienții, să-și contureze o imagine mai completă asupra unui client și să administreze relația cu acesta în mod eficient. Astfel, el reducând presiunea, prin acest ajutor pe care îl oferă angajatul digital, el reduce presiunea angajaților din back office, din centrele de clienți sau din sucursale și le permite astfel colegilor săi umani, pentru că sunt colegii lui umani, să se concentreze pe activități inteligente și pe luarea deciziilor importante din companie. Într-un mod și mai simplu spus, clienții fericiți rămân loiali, iar angajatul digital te ajută efectiv la loializarea clienților din compania în care lucrezi.
Mai concret, în a doua jumătate a anului trecut, noi am implementat la Electrica Furnizare un asistent digital, un chatbot, pentru a gestiona eficient relația cu clienții. La momentul actual este în top 3 cel mai utilizat chatbot de la Druid. Rezultatele la foarte scurt timp nu s-au lăsat mult așteptate și printre rezultatele obținute au fost creșterea calității serviciilor, s-a redus foarte mult volumul de muncă repetitivă pentru agenți. Totodată, numărul de apeluri telefonice și al solicitărilor venite prin intermediul e-mail-urilor s-a redus, a crescut satisfacția clienților și loializarea utilizatorilor prin răspunsuri rapide, simple și relevante pe care chatbotul le-a oferit acestora. Chatbotul este disponibil pe platforma web a companiei 24 de ore din 7 și este disponibil clienților oricând. Și foarte important, și o să vedem și în demo pe care o să-l prezinte colegul meu mai departe, chatbotul pentru echipa de contact center a oferit asistență automată, rapidă, în momentul în care au interacționat cu clienții, dar pentru asta și pentru a intra în partea practică a webinarului, o să-i dau cuvântul colegului meu, Răzvan. Mulțumesc, Roxana! Bună ziua tuturor! Mă numesc Răzvan Chiese, sunt Head-ul Departamentului de RPA și Chatbots în cadrul Encorsa. Iar ceea ce face Encorsa este exact ceea ce vi s-a descris până acum și veți vedea în continuare. Integrăm soluții și implementăm automatizarea fluxurilor de lucru pentru clienții noștri, folosind tehnologiile prezentate împreună, crescându-le valoarea decât dacă ar fi fost folosite separat. Astăzi ne-am propus să demonstrăm utilitatea implementării acestor tehnologii printr-un use case de utilities, un use case adresat companiilor din industria de utilități. Vom folosi un BPM low code care ne ajută să creăm fluxuri custom, deci nu predefinite, ci pe baza nevoilor clienților. Acesta va comunica cu angajații, atât și cu clienții, prin intermediul unui chatbot și cu roboții RPA prin integrări de tip API. Bun, use case-ul va avea două fluxuri. Primul va porni de la un client, impropriu spus client, va porni de la un posibil client, un potențial client, care și-ar dori să se onboardeze la compania noastră, să își racordeze locul de consum la compania noastră de utilități. El va intra să vorbească cu chatbotul, unde îi va spune despre intențiile sale, chatbotul îi va oferi oferte. După ce se selectează o ofertă, se convine la o ofertă, îi va oferi să semneze contractul direct de acasă, fără să se deplaseze către o sucursală. Apoi, cu datele extrase, se va duce către BPM, unde va transmite în timp real datele, în BPM fiind stocate toate informațiile despre oferte, despre clienți și așa mai departe. Iar BPM-ul va oferi unui angajat cu rol de surveyor posibilitatea de a verifica datele înainte de a fi finalizată onboardarea, pentru a vedea, pentru a valida datele clientului, cât și datele ofertei. După ce această verificare a fost făcută, BPM-ul va reveni prin e-mail către client, acum îi putem spune client, trimițându-i credențiale, noile sale informații de client, cum ar fi credențialele sale. Bun. Trecând mai departe, cum am spus, fluxul începe de la client. Voi juca și rolul clientului și rolul angajatului în cazul de față.
momentan vei fi client, intru în site-ul companiei, apăs pe bubble-ul de chat, unde sunt întâmpinat de chatbotul firmei, mi se zice că bună, se prezintă, trebuie pentru început să fiu de acord cu GDPR-ul. Totul este complet customizabil, toate mesajele, tot design-ul și fluxurile în general sunt complet customizabile. Nu este obligatoriu, de exemplu, aici să blocăm utilizatorul până când își dă acordul pentru GDPR, dar în cazul acesta așa am procedat. Se spune că suntem de acord, ne întreabă dacă suntem deja clienți, cum am spus, nu suntem, putem folosi butoanele atât cât putem și vorbi în limbaj natural. Și conform informațiilor pe care le știe până acum despre utilizator, ne oferă un meniu. Un meniu de asemenea complet customizabil, putem vorbi și în limbaj natural, putem și alege din meniu funcționalitatea pe care ne dorim să o folosim. Am spus că noi ne dorim astăzi un contract online, o să-l aleg din meniu și mi se pune în față o notă de informare. Am observat că atunci când avem blocuri mari de text, de informație, nu mai este chiar optim să îl secționăm în mai multe mesaje sau să-l trimitem un mesaj foarte lung în chat. În schimb, am făcut aceste formulare pe care o să le revedem de-a lungul demo-ului, mult mai stilizate, complet customizabile, în care putem face astfel de styling-uri, cum ar fi să nu afișăm tot blocul de informații odată, ci aceste butoane de extinde pentru a citi. Dacă apăs pe el, mi se arată primul capitol, ca să-i spun așa, prima secțiune a informării. O să aleg că sunt de acord cu aceasta, o voi citi și pe a doua. Mi fi de acord cu ambele, fi de acord și cu GDPR-ul și pot trece mai departe. Mai departe sunt întrebat în ce județ îmi doresc acordarea despre care am vorbit. Fiecare input este validat. De exemplu, dacă eu greșesc și spun sectorul în loc de județ, sector 2 în loc să-i spun București, o să-mi spună că nu a găsit acest județ și mă va întreba din nou. În schimb, dacă ești spune București, va înțelege și va trece mai departe întrebându-mă ce servicii îmi doresc. Serviciile sunt de asemenea venite ori din sistemele core ale firmei, ori din BPM. Văd că am mai multe opțiuni. Aceste carduri pot să vină dinamic, de exemplu, dacă mâine în sistem apare un al patrulea produs, el ar apărea automat și în chatbot, nu trebuie să facem vreo modificare, să reconfigurăm, pentru că s-au făcut din 3-4. O să aleg că îmi doresc, văd că am variante energie electrică, gaze naturale sau împreună, mi le doresc pe ambele. Și sunt întrebat să dau o estimare, o convenție de consum. Pot să aleg în stânga, vedem din nou un formular ca mai devreme, de această dată și care ne oferă și posibilitatea de input. Îmi spune că pot selecta consumul lunar de energie electrică din drop-down-ul de aici, sau dacă știu mai exact, aș putea scrie aici un număr precis, să zicem că eu știu că consum în jur de 230 de kWh în fiecare lună, iar în metri cubi de gaz o să aleg ceva din drop-down, să zicem că aleg 100 de metri cubi de gaz pe lună. Trecând mai departe, din nou, pe baza informațiilor pe care le-am introdus mai devreme, văd că sunt valabile pentru mine două oferte, sau se numesc oferta Silver și Gold. Pot să văd câteva detalii despre ele și să mă interesez despre una din ele. De exemplu, eu vreau să văd mai multe detalii despre oferta Gold. Văd mai pe larg câteva informații despre oferta Gold și o să spun că îmi convine, voi selecta oferta Gold, puteam să consider că vreau să văd altă ofertă. Odată ce am convenit asupra ofertei pe care mi-o doresc,
trebuie să înceapă un proces de KYC, deoarece eu nu sunt încă client al acestei companii, nu, chatbotul și sistemele nu au suficiente informații despre mine cât să creăm un contract. Mi se cere o copie a actului meu de identitate pe care o voi trimite. După ce am oferit poza, chatbotul folosește motorul său nativ de procesare a pozei cu cartea mea de identitate și și la scurt timp se va întoarce din procesul de procesare cu informațiile din cartea mea de identitate pe care le-a extras din poza oferită de mine. Vedem că s-a mișcat în câteva secunde și a extras totul corect. Mă întreabă dacă datele sunt corecte, o să-i spun că da. Mi se cere și numărul de telefon și adresa de e-mail. După procesul de KYC, suntem gata să semnăm contractul pentru oferta pe care am primit-o mai sus. Contractul se va semna electronic. Văd că am primit o adresă și un PIN. Voi intra la adresă, introduc PIN-ul și văd că s-a generat un contract pe baza unui template cu toate informațiile mele extrase din buletin, cu oferta venită din sistem și aleasă de către mine, cu termenii contractului și este gata să îl semnez. Semnătura nu este omografă, semnătura este electronică, are aceeași valoare cu o semnătură grafică. Nu este mai puțin oficială. Aceasta este una din platformele de semnătură electronică cu care ne putem integra. Putem integra cam orice soluție de semnătură electronică. O să-i dau finish. Dacă îmi doresc, pot să descarc contractul. Să zicem că nu mi-l doresc chiar acum. Mă întorc în chat, îmi spun că am semnat. Iar chatbotul mă anunță că solicitarea mea va fi verificată de către un operator. Așadar, eu ca și client mi-am îndeplinit scopul pentru care am venit în pagină și o să închid aici, nu mai am niciun interes. Mai departe, o să mă mut în rolul de surveyor în platforma BPM. Aceasta este interfața platformei BPM, este foarte customizabilă. Și aici se întâmplă, aici se stochează toate informațiile, aici unii angajați pot primi task-uri, cum am primit eu acest task de verificare. Aici se pot vedea rapoarte cu toate ofertele și așa mai departe. Acest BPM-ul este și creierul care comunică și cu chatbotul și cu roboții RPA și cu unii angajați umani. Totul se întâlnește aici. Bun. Văd așadar acest task de verificare. El a pornit într-un flux de lucru puțin mai lung, îl putem vedea în această imagine. Din inițializare, noi am ajuns aici în verificare date client. Putem să considerăm că sunt incorrecte, iar aici s-ar colabora cu viitorul client pentru a obține datele corecte. Putem să spunem că sunt valide sau putem să vedem că oferta este complet greșită și să o rejectuim. De altfel, asta putem să facem în fiecare pas, să o respingem. După verificarea datelor clientului, mai există o verificare de ofertă, de asemenea poate fi greșită oferta, iar dacă și oferta este corectă, vom merge către arhivare. Pentru început verific datele clientului, am și atașată poza cu cartea lui de identitate dacă vreau să referențiez, să fac un cross-check. Uitându-mă peste aceste date, pare în regulă, ar putea fi verificate în orice sistem al clientului, să spunem că ar avea un sistem care ține
ține evidența anumitor clienți, să spunem, nedoriți. O să spun că datele sunt valide și trec în următorul pas, un pas de verificare ofertă. În acest pas de verificare ofertă, văd că am două taburi. Am tabul de ofertă care a fost afișată clientului în chat. Văd că și-a ales oferta Gold, că a vrut acest preț, vrea și gaze naturale și energie electrică, văd prețul lui pe metru cub și pe kilowattoră. Iar în dreapta trebuie să completez oferta care va rămâne în sistem pentru el. Putem alege din drop-down-ul de aici, unde vedem numele fiecărei oferte și putem vedea câteva explicații despre ea, ca să nu trebuiască să știm pe de rost foarte multe date. Aici, din nou, totul este customizabil. Putem avea aici oricâte informații despre ofertă și orice informații ne doream noi. Văd că am pus doar numele ofertei și utilitatea. De exemplu, avem oferta Gold, care are numele Gold și utilitatea are și energie electrică și gaze naturale. Avem și exemple din alte categorii. Dacă nu avem nevoie totuși de așa de multe, ar fi mai eficient să scriem direct. Pot să scriu, să zicem, începutul cuvântului și după un Enter va înțelege că mă referam la oferta Gold. În clipa în care am ales oferta Gold, s-au populat și alte câmpuri despre oferta aleasă, chiar dacă acestea sunt dezactivate. Eu, când am ales oferta Gold, mi-a populat numele și prețul pe kilowattoră și pe metru cub în funcție de ce am ales eu și merg către arhivare. Astfel am făcut verificarea și fiind datele verificate, clientul își poate primi informațiile sale de nou client onboardat pe e-mail. Am aici deschis e-mailul cu care m-am onboardat și văd că am primit un mail, credențialele mele de logare. Datele de logare ale contului meu se bazează pe un număr al locului de consum și pe un cod de client. În acest mail puteam atașa orice, puteam atașa inclusiv un fișier cu oferta, contractul semnat electronic de mai devreme, puteam include oricâte date, practic aveam posibilități nelimitate. Și acesta a fost finalul primului flux de onboardare. Mai departe, voi prezenta un al doilea flux într-un context diferit de această dată. Să zicem că eu deja sunt client, m-am onboardat, să zicem că a trecut ceva timp, eu am folosit serviciile și într-o zi am o plângere. Am o plângere deoarece nu mai funcționează un contor sau mi-a venit o factură prea mare, am orice fel de plângere. Mă voi întoarce în chatbot de unde m-am și onboardat, pentru că acolo pare că sunt confortabil și obișnuit. Și unde voi face o reclamație care mă va duce către operatorul uman. Operatorul uman poate vorbi și el cu un chatbot intern. Chatbotul va ști din context când vorbește cu un client, cu un posibil client sau cu un angajat contact center în operatorul uman. Chatbotul intern va trimite către BPM. BPM-ul va comunica de asemenea prin roboți RPA cu sistemul core al un sistem core, să spunem că noi ne coordonăm echipa printr-un sistem vechi care nu permite integrări de tip API, atunci va fi nevoie de un middleman între BPM și sistemul de ticketing și acesta va fi robotul RPA care va înregistra cererea în sistemul core, după care va transmite înapoi BPM-ului că înregistrarea s-a făcut cu succes. Odată ce înregistrarea s-a făcut cu succes și BPM-ul a primit informația, va anunța tot prin chatbot-ul intern pe operatorul uman că s-a înregistrat cererea, iar operatorul uman mai trebuie doar să confirme clientului că soluționarea problemei este pe drum. Acesta fiind un flux normal de
înregistrare, o plângere, să-l vedem și în acțiune. Eu, ca și client, îmi amintesc că am datele mele, de datele contului meu în mail, văd că am și un buton care mă duce către chatbot, o să-l apăs. Sunt întâmpinat, ca și data trecută, cum am obișnuit, vedem că chatbot își amintește istoricul conversației mele. Sunt întâmpinat ca și data trecută, doar că de această dată sunt client și sunt întrebat de credențialele mele, mi-amintesc că le am în mail, introduc numărul locului meu de consum, îmi introduc și codul de client. Iar de această dată ajung tot în meniu, dar fiind din postura de client și nu din postura de non-client, meniul este complet diferit. Chatbotul, știind că sunt într-un alt context și că am alte posibile opțiuni, vedem că meniul de această dată este compus din mai multe taburi, mai multe pagini. De asemenea, complet customizabile atât numărul de pagini, cât și împărțirea butoanelor, numărul de butoane pe pagină, titluri, butoane, așa mai departe. Iar uitându-mă prin meniu, văd că am un tab de reclamații. De această dată nu vreau să selectez din meniu, poate nici n-am avut chef să mă uit în meniu, am vrut direct să-mi povestesc problema. Așa că îi zic chatbotului, am o reclamație legată de o, nu știu, să zicem, de o defecțiune. Spun în limbaj natural, el o să înțeleagă ceea ce am spus, fără probleme. Îmi pune un meniu de reclamații, iar eu, neștiind care este problema, de fapt, spun că am altă reclamație. Problema este că mi-a venit un consum mult prea mare pe factură. Și înțelege că am o problemă, îmi cere descrierea problemei, spun că consumul de pe factură e prea mare. Întreabă dacă aș putea adăuga o fotografie, îi spun că da, încarc poză, o să-i pun o poză cu contorul meu care arată un consum mult mai mic decât cel de pe factură. Vedem că am un contor în care am pus consumul 6979. Mă întreabă dacă cumva în poză se regăsește vreuna dintre următoarele, pentru că este uzual să-i trimit o poză cu contorul sau factura sau echipamente defecte, carte de identitate, așa mai departe. Îi spun că este un contor index, iar pe baza informației pe care i-am dat-o, încearcă să proceseze imaginea și vedem că a extras inteligent, în timp real, indexul din poză și observă că, într-adevăr, în poza mea, indexul furnizat este atât cât am văzut și în poză. În schimb, în baza de date, indexul furnizat acum 10 zile este cu mult mai mare. Problema fiind complexă și delicată, mă întreabă dacă aș vrea să fiu redirecționat către un operator uman. O să-i spun că da. Trebuie să fiu de acord cu cu GDPR-ul, deoarece operatorul uman va avea acces la datele care sunt necesare ca să-mi rezolve problema. De acord. Iar acum mă voi muta în rolul de angajat contact center. Soluția de chatbot vine de asemenea cu suport pentru live chat, pentru a comunica cu vizitatorii. O să mă conectez cu clientul care avea o problemă. Odată ce m-am conectat, îi pot vedea tot istoricul conversației, pot grăbi astfel foarte repede procesul, văd că doar din două scrolluri în sus am văzut care este problema. În dreapta avem la dispoziție două taburi, un tab cu informații despre client, complet customizabil. Noi am ales aici doar să trimitem informații ale clientului, anume numele și subiectul conversației. Putem customiza această parte a ecranului oricât ne dorim, de asemenea butoanele de jos. În spate acesta este, tehnic spus, este un
un HTML, deci este complet customizabil, de la styling, la informații, la funcționalitate. Ca să spun așa, facem ce vrem cu el. Și avem aici câteva acțiuni. O să o demonstrez pe cea de trimitere mesaj predefinit. Spun bună ziua, mulțumesc de așteptare. Pot să-i scriu de asemenea, evident. Observ că aveți o problemă cu indexul de pe factură. Acesta este mai mare decât... Nu. Acesta este mai mare, deci contorul a transmis indexul greșit. Doriți să trimitem o echipă să verifice indexul, contorul? În condițiile în care clientul îmi spune că dorește, pot apela și eu ca și agent la chatbot. În partea dreaptă voi avea chatbotul pentru chatbotul intern pentru agenții contact center. Acesta știe întotdeauna contextul în care mă aflu, inclusiv știe că dacă în stânga eu vorbesc cu clientul Răzvan Alexandru Chiese, dacă îi spun că vreau să trimit o verificare pentru echipamente client, nu mă va întreba niciodată pentru cine sau unde, știe din context, din conversație. Așadar, mă duc către verificare echipament client. Îmi spune că pentru a trimite echipa mai trebuie să furnizez niște informații. Deși clientul nu știa care este problema și când a ales să înregistreze reclamația, a pus o altă reclamație ca și categorie. Eu ca și agent call center știu mai bine din ce mi-a povestit că are un contor care citește greșit indexul. Apăs pe buton. Chatbotul îmi spune că intervalul orar este 9:15, îi transmit și eu clientului o echipă poate veni în intervalul 9:15. Vă putem găsi acasă mâine 22.06.2022. După ce convin cu clientul asupra unei date, să zicem că ar fi zis da, sunt acasă mâine, pot continua și eu în înregistra plângerea. O să-i spun că în 22.06.2022 ar trebui să vină echipa și pe baza disponibilității a adresei și a zilei, din PPM, chatbotul îmi aduce echipele care sunt disponibile pentru a face a rezolva această problemă. O să aleg una dintre echipe. După selectarea echipei, o să văd ce pași mai trebuie completați ca să mergem mai departe cu fluxul. Treabă dacă finalizez solicitarea. O să-i spun că da, îl anunț și pe client că am trimis solicitarea mai departe. O secundă. Acum, BPM, această solicitare a fost trimisă în BPM. Din BPM, BPM-ul va trimite mai departe către un robot RPA care stă undeva pe un server, este hostat undeva pe un server, pe o mașină virtuală. Iar aceștia comunică în timp real, în maxim 30 de secunde. Robotul va începe să prelucreze datele primite de la BPM. Nu era necesar să îl supravegheze cineva, nu trebuie să stea cineva să verifice, să vadă robotul acționând. Intrăm pentru
cu scopul demo-ului. Vedem că a pornit o platformă web, vedem că este foarte veche, de aceea nu avea nici API. Aceasta fiind veche, se mișcă lent, robotul nu are probleme în a comunica cu aceasta, chiar dacă se mișcă greoi. Și va înregistra o nouă plângere, prin interfață imită perfect comportamentul uman, doar că o face mult mai repede. Dacă procesul de înregistrare era mai complex, ar fi putut să îl ducă până la sfârșit fără probleme. Am văzut că a completat toate datele cu cele venite din BPM. Și după înregistrare o să închidă platforma și a terminat înregistrarea tichetului în doar câteva secunde. BPM-ul știe că s-a terminat, mesajul de confirmare a venit, îi putem transmite și clientului că îi mulțumim pentru timpul acordat, pentru să lase feedback și urăm o zi frumoasă. Condițiile în care clientul o să spună, nu știu, mulțumesc la fel. Ne putem deconecta. Mai departe putem prelua diverse informații de la cei doi participanți la conversație. De exemplu, agentul va alege o rezoluție pentru această conversație. Poate să spună că a fost încheiată cu succes. Aici putem să le clasificăm în orice categorii ne dorim. Putem să le punem pe categorii sau să punem rezoluții de genul conversație încheiată cu succes sau conversație rezultată într-o reclamație trimisă mai departe sau conversație fără succes din diverse motive. Rezoluția noastră pentru această conversație este că de reclamație putem crea orice fel de rapoarte în care să vedem cu ce rezoluții se încheie în general conversațiile și să observăm ce fel de probleme sunt sau pentru ce apelează clienții la agenți contact center, pentru a ști ce dezvoltări să facem mai departe. În partea cealaltă, de asemenea, se poate crea orice raport cu feedback din partea clientului, care tocmai a purtat o conversație cu agentul și poate să dea o notă. Conversația, zicem că a fost foarte bună, îi dăm nota 5, de pe o scală de la 1 la 5, puteau fi orice, puteau fi steluțe, puteau fi orice tip de input. Și așa a luat sfârșit conversația. Putem observa că informațiile au trecut în timp real, fără probleme și fără complicații între cele trei tehnologii. Totul a fost foarte rapid și eficient, iar agentul de contact center a trimis informații și a primit informații din trei sisteme fără să părăsească o singură fereastră, ceea ce este mult mai eficient și optim decât să comute între mai multe aplicații. Cam atât din partea mea. Mulțumesc frumos pentru atenție. Predau cuvântul înapoi colegilor mele. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi foarte mult, Răzvan. O prezentare foarte concludentă. În demo-ul pe care l-a prezentat colegul meu, am putut vedea cu ușurință cum chatbot-ul implementat pe pagina web dedicată clienților și pagina web a companiei răspunde nevoilor de îmbunătățire a serviciilor de asistență sosite din partea clienților existenți, dar și a prospecților, că am văzut atât un use case pentru un prospect, cât și pentru un client existent. Chatbotul, această tehnologie, a facilitat foarte mult timpul, reducerea timpului de așteptare a cererilor de suport. Utilizatorul a primit informații de la chatbot în timp real, fără să, cel puțin în prima parte, în primul use case, fără intervenție umană, iar în momentul în care a fost nevoie intervenția umană, chatbotul a transferat conversația către colegul său uman.
Pe lângă beneficiile resimțite de utilizatorii asistentului digital, această tehnologie a avantajat și angajații, degrevându-i de anumite sarcini repetitive și consumatoare. Am văzut acolo cum istoricul cu clientul în chatbot i-a fost de mare ajutor agentului din contact center și astfel am văzut cum au lucrat mai inteligent și eficient. Și acum, în ultima perioadă, pe măsură ce majoritatea clienților au telefoane inteligente și sunt obișnuiți să aibă acces rapid la informațiile de care au nevoie în orice moment, companiile trebuie să adopte instrumente tehnologice moderne. Și platforma pe care am prezentat-o, Angajatul Digital, sprijină acest demers prin oferire de instrumente de automatizare, generând astfel creșterea satisfacției clienților, loializarea acestora și onboardarea de clienți noi, pentru că am văzut și procesul de onboarding clienți noi, reducându-se astfel costurile și implicit creșterea veniturilor. Astfel spus, Encorsa ajută companiile să găsească și să stăpânească mixul potrivit de tehnologii pentru transformarea digitală cu ajutorul unei soluții puternice și am văzut soluția care reunește roboții software RPA, platformele low-code de business process management și tehnologiile conversaționale chatboții. În următoarele minute, dacă sunt întrebări pe care le aveți, dacă sunt anumite neclarități și puteți să ne le adresați în chat, noi vom încerca să răspundem tuturor întrebărilor voastre. Una dintre întrebări care a fost adresată ne spunea dacă se pot cele trei tehnologii achiziționa sub forma unui abonament lunar. Da, este posibil. Angajatul digital poate fi obținut sub formă de subscripție sau sub formă de abonament lunar, sigur, fără probleme. Dacă vor fi întrebări pe parcurs, eu am lăsat datele mele de contact, datele colegului meu Cătălin Profir, care este și cofondatorul Encorsa. Puteți să le luați și să ne contactați, oricând vă stăm la dispoziție cu mare drag să vă oferim răspunsuri la întrebări sau, de ce nu, chiar soluții potrivite pentru business-ul dumneavoastră. Aveți inclusiv adresa de e-mail, profilul nostru de LinkedIn, suntem disponibili și cu mare drag vă stăm la dispoziție. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor participanților pentru timpul alocat acestui webinar și să vă doresc să aveți o săptămână plină de realizări, succese și să fiți în trend cu cele mai noi schimbări în domeniul de digitalizare. Mulțumim foarte mult! Vă doresc o zi minunată. Mulțumim. O zi frumoasă. Mulțumim frumos. La revedere. Zi bună. La revedere. La revedere.